Bună seara tuturor, bun găsit la o nouă ediție Actual Regional. Vorbim azi în prima parte a emisiunii despre un concert special ce va avea loc mâine la Cluj-Napoca. Veți afla la momentul potrivit de ce e atât de special. În partea a doua vom vorbi despre proiectul O Masă Caldă, ce a prins aripi în ultimii ani, iar acum s-a mutat în casă nouă, locație ce le permite voluntarilor să prepare și să ofere mâncare în fiecare zi persoanelor care au nevoie de sprijin. Vorbim și despre acest subiect la momentul potrivit. Deocamdată însă, urmărim un material cu invitația la concertul prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și despre concertul extraordinar Beyond Disability. Salut, pe mine mă cheamă Mihnea, am 12 ani și îmi place să cânt la tobe. La noi la centru sunt mulți copii cu autism și fiecare cântă la instrumentele care îi plac. Muzica îi face să se simtă bine. O să ne placă foarte mult pe scena cu Modivo. Mi-ar plăcea ca lumea să vină la concert și ne cunoască mai bine. David, și am 12 ani. Poate mă ascultă și muzica. Ai zis de juca, este câtă luna. Asta e mult concertul, pentru că o să facem mult prieteni. Salut! Numele meu este Cătălin. De când eram mic, mi-a plăcut mult muzica și încet încet am reușit să învăț să cânt la chitară. Când cânt, toate problemele dispar. Mi se pare că muzica face să nu mai existe diferențe dintre oameni. De-aia vreau să cânt cu Modivo, pentru ca oamenii să ne înțeleagă și să ne facem mii de prieteni. Haide la concertul Modivo pe 5 decembrie! Pentru a afla mai multe despre acest concert special, în platou alături de mine se află Nicoleta Niste, directorul Asociației Autism Transilvania. Bună seara, Nicoleta! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Îi așteptați pe clujeni și nu numai la un eveniment special care va avea loc mâine seară și aș vrea să ne vorbești un pic mai mult despre. Știu că e un moment special, sunt copii speciali și va fi interesant acest eveniment pentru cei care își doresc să petreacă seara, mâine seară alături de voi. Noi vă oferim o seară pentru suflet acum. Nu cerem decât să veniți și să fiți parte, să fiți parte din concertul nostru. Asta înseamnă că deja credeți în incluziunea pe care noi o promovăm de atâția ani. Și vă cerem doar niște aplauze pentru acești copii minunați care repetă deja de cel puțin 2 luni de zile împreună cu Oxana, cu solista trupei Modivo, repetă să fie alături de voi și să vă ofere un moment special mâine seară la Auditoriu Maxim unde era 18. Eu zic că în această perioadă de sărbători toți ne gândim
ce am putea să facem. Parcă ne facem un bilanț. Oare ce aș fi putut să fac mai bine anul ăsta? Oare cum aș putea să mă implic mai mult? Uitați-ne, vă oferim contextul de a cunoaște mai multe asociații care se ocupă în Cluj-Napoca de persoane cu nevoi speciale. Nu va fi la fața locului doar Autism Transilvania, va fi și, vor fi și cei de la Down, vor fi și copiii de la deficienți de auz care chiar sunt invitați special și urcă pe scenă. Eu sunt sigură că va fi un moment extraordinar. Iar trupa Modivo a gândit această lansare într-un mod total inedit și unic, zic eu, și au alături de ei peste 100 de persoane cu povești de viață speciale. Gândiți-vă câtă energie și câtă putere vă puteți lua de acolo, de la ei. Pentru că persoanele cu nevoi speciale, eu zic că sunt niște persoane puternice și luptători. Iar familiile lor, de asemenea. Da, și atunci eu cred că vă puteți arăta solidaritatea fiind mâine seara acolo alături de noi. Am văzut în afișul evenimentului, mâine la 18 va începe acest eveniment cu un târg. Începe un târg. Acum este sigur un târg în care vă puteți lua câteva suveniruri pentru Crăciun, dar mai ales să vă și informați cu ce se ocupă fiecare ONG și care e viața de zi cu zi a unei persoane cu o anumită dizabilitate. Eu chiar vă invit să vă informați, să stați de vorbă cu ei, să fiți printre noi acolo și sigur, vă găsiți cadouri pentru cei dragi cu această ocazie. Aceasta se întâmplă în avanpremierea concertului. După care vă invităm cu toate forțele și cu toată energia pozitivă să ne fiți alături în sală. Nu doar cei de la trupa Modivo, ei au fost cei probabil care au gândit acest spectacol, l-au pus cap la cap, mai sunt și tinerii din corul Universității Babeș-Bolyai, mai sunt și artiștii de la liceul Sigismund Toduță. Da, toată această poveste este specială pentru că toată ideea vine de la Modivo. Ei au invitat ei, această orchestră chiar au construit-o din foști elevi sau profesori la Sigismund Toduță, deci deja putem numi orchestra Modivo. Poate că mai urcă cu ei pe scenă și altă dată. Iar cei de la UBB au răspuns imediat. Ei și-au dorit foarte tare ca să aibă câteva piese acompaniate de către orchestră. Și uite, visul lor a devenit realitate. Iar nouă Tudoron ne oferă acest context deosebit. Vor fi și cei de la Liceul de Coreografie, Octavian Stroia, care oferă din nou un moment special de dans pe una dintre piesele lor, dar deja vă spun foarte multe din culise. Și ar fi bine să fie mâine prezenți acolo în sală, da, da. În auditoriu maximum, de la ora 16 să fie prezenți și la cel 18 invităm la târg și la 19 chiar începem concertul și ne dorim să vedeți că persoanele cu dizabilități sunt niște persoane ca și noi și ce vrem în această seară este să, mâine seară mai ales, să scoatem în evidență abilitățile. Adică, dincolo de dizabilitate, să vedem ce pot să facă extraordinar. Evenimentul are legătură cu faptul că zilele trecute a fost marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, un eveniment important, un eveniment pe care presa și media l-a marcat, așa cum facem fiecare an. Voi ați vrut să conectați acest eveniment cu concertul, cu această zi? Noi am vrut să aducem această zi să nu rămână doar. Este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie și se sărbătorește sau se marchează în întreaga lume din anul 1992. Da, de către ONU. Ei au implementat-o. Și este preluată în întreaga lume. Acum, ce am vrut noi, am vrut să vedem că aceste persoane cu dizabilități au tot dreptul să ne fie alături, să ne fie în viața de zi cu zi, iar comunitatea clujană să se obișnuiască să aibă aproape. Și mai ales... să ne gândim că ei au nevoie de servicii pe durata întregii vieți unii dintre ei, dar alții, și aici o scoatem din nou în context abilitățile lor extraordinare, au șansa la o viață împlinită, cu stimă de sine, dacă ei fac terapie de mici, dacă au servicii specializate, dacă au acces la învățământ, la servicii de sănătate, de calitate. Ei sunt o parte importantă din societate și pot să fie plătitori de taxe și impozite. Da, și adică... să dea randament în momentul în care trăiesc, muncesc alături de noi ceilalți. Așa este și toți trebuie să ne obișnuim. Că fac parte din viața noastră, chiar dacă încă nici nu este accesibilizat nici măcar accesul peste tot al persoanelor în scaune cu rotile, care este foarte trist, da, dacă stăm să ne gândim, cu atât mai mult terapii specializate pentru recuperarea copilului în spectru autist, dacă eu mă refer acum în particular la ei. În general, copiii cu dizabilități sau persoanele respective au nevoie de servicii și terapii specifice, dar e important că pot să recupereze și aici trebuie punctat și aici trebuie să se înțeleagă toată lumea.
Investiția spre așa ceva trebuie să meargă. Așa nu spre a-i susține financiar să rămână la un stadiu în care să fie excluși din societate, ci să investim în ei, să-i introducem în societate, să dea randament, să fie parte din societatea în care trăiești și muncești. Nimănui nu ne place să fie izolat acasă. Nimănui. Nici nouă, când avem o zi mai proastă și stăm mai multe zile în casă, parcă vrem să ieșim, parcă vrem să fim în lume, să ne revenim. Nimănui nu-i place să stea închis în casă, dar cu atât mai mult vă gândiți la persoanele care deja sunt adulte și care probabil că nu mult timp o să mai aibă, și familia restrânsă, mama, tata, nu să mai fie alături de ei pentru mult timp. Gândiți-vă la situația lor și atunci revenim la investiția în copii, în tineri care au nevoie de servicii și să fie în comunitate. O să avem și o surpriză specială și vă spun cu sinceritate, mesajul acestui concert este una din piesele, am ales una din piesele trupei Modive și anume Never Give Up, care ni se potrivește tuturor. Și mie, și ție, într-o zi mai proastă, ne gândim că nu putem să ne oprim, trebuie să mergem mai departe. Așa, așa cred că are fiecare nevoie. Cu atât mai mult, copiii și familiile acestor copii cu nevoi speciale, ei nu au dreptul să renunțe. Deci never give up, să ne gândim, niciodată să nu renunțăm, chiar nu ne permitem asta. Și toți clujenii ar trebui să fie acolo și să-și ia energia de la noi. Ne invităm cu drag. Pentru că ai vorbit despre felul în care sunt percepuți copiii sau oameni în special cu dizabilități în România la această oră. Cred că e un punct sensibil să vorbim. Cum, de exemplu, sunt primiți în colectivitate copiii cu probleme din spectrul autist? Acum, sigur că Autist Transilvania are deja de atâția ani în comunitate, de peste 10 ani se luptă pentru dreptul acestor copii și avem grădinițe și școli prietene, da? În care ei cunosc că atunci când noi însoțim acești copii pentru incluziune, ne asumăm informarea cadrului didactic, ne asumăm sprijinirea copilului la clasă, dar ne asumăm prea multe. Aceste lucruri ar trebui să și le asume Ministerul Educației, care prin legislație ar trebui să asigure... Și să nu intre în atribuțiile unui asociații, să nu intre în atribuțiile asociației și cu atât mai mult de bază. În atribuțiile unei familii. Cu atât mai mult în atribuțiile unei familii. Da? Și atunci, sigur, revin. În unele locuri suntem tolerați, în unele locuri suntem apreciați, în unele locuri suntem exemple. Și lumea apreciază și spun, eu n-am văzut un copil care să recupereze mai mult și care să dezvolte mai frumos decât acest copil, vă dau un exemplu general, dar alte ori au fost și situații foarte, foarte triste când părinții copiilor neurotipici au crezut că poate li se fură câteva minute din viața copilului propriu și s-au coalizat, știm, sunt cazuri celebre în media, în a scoate afară copilul de la clasă și așa mai departe, care e mai mult decât trist și dreptul la incluziune nu este un favor făcut nimănui. Este echitate, este un drept cu care ne naștem și la sănătate și la educație. Iar dacă noi nu ne obișnuim să avem alături și copiii de mici, nu sunt obișnuiți, să aibă în clasă cu ei coleg. Să tolereze, să înțeleagă, să accepte. Să fie un coleg în scaun cu rotile, să fie un coleg în spectru autist, să fie un coleg cu Down. Dacă noi nu suntem obișnuiți să avem de mici, cum o să creștem adulți și tineri responsabili care în joburile pe care o să și le aleagă la momentul la care vor fi maturi, vor întâlni din nou aceste persoane la care probabil că o să trească să le ofere servicii. Da? Este totul mentalitate, este toleranță, este acceptare și este normalitate până la urmă. Așa ar trebui să ajungă, normalitate. Repet. Investim, ar fi interesant să investim în a dezvolta acești copii, nu ai menține la un nivel din acela excluși din societate, pentru că vorbim și de partea pecuniară, vorbim de partea materială, până la urmă ne costă mai mult și practic nu le oferim o viață bună copiilor respectiv, pentru că le oferim varianta de excluziune, nu de incluziune, unde pot să fie, să se dezvolte frumos, să ofere mâna lor muncii, exact. Mâna lor societății în care trăiesc. Să ne regândim felul în care ne raportăm la ceea ce se întâmplă atunci când vine vorba despre persoanele cu dizabilități. Un mesaj de final pentru cei care ne urmăresc, legat de evenimentul de mâine. Un mesaj de final. Haideți să petreceți o seară de suflet, oferiți-vă și vouă un cadou pentru asta, iar nouă și copiilor care urcă pe scenă, doar aplauze vă cerem și haideți să-i încurajăm.
Să fiți acolo la ora 18 mâine la Auditoriu Maximum din Cluj-Napoca, o seară frumoasă pregătită de cei care lucrează, activează în asociațiile acestea care susțin persoanele cu dizabilități. Intrarea e liberă, doar să aveți starea de bine la dumneavoastră, să fiți pregătiți, să vă bucurați de un eveniment special pregătit de cei de la asociație alături de trupa Modivo. Mulțumesc și te mai așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. Asociația O Masă Caldă s-a mutat în casă nouă. E vorba despre un spațiu gratuit pentru cantina comunitară oferit de Consiliul Local Cluj-Napoca. Spațiul a fost complet utilat și amenajat conform normelor sanitare, astfel încât cele 250 de porții pregătite zilnic să poată fi servite în cele mai bune condiții. Fie că sunt copii din centrele de zi, persoane adăpostite în centrele de rezistență, ori oameni ai străzii, hrana caldă ajunge de acum în fiecare zi la cei care au atâta nevoie de ea. Puteți să veniți să vedeți că fierbe aproape. Am tot crescut. Am crescut până la nivelul la care, la un moment dat, ne-am întâlnit cu domnul primar, ce puteți face mai mult? Am putea face mai mult dacă am avea și unde. Și așa a apărut această bucătărie socială, comunitară, cum ne place nouă să-i spunem, bucătărie care oferă o masă caldă în fiecare zi. Principiul nostru era o masă caldă pe săptămână, pentru că atât puteam în spațiile închiriate. Noi am venit doar cu sprijinul logistic de a oferi aceste încăperi la dispoziție pentru bucătăria aceasta necesară preparării masei calde. Vedeți, totul este conform standardelor sanitare, cu circuit, cu igienă, cu caserole, adică după toate standardele cerute de către specialiști. Cei care gătesc în cantină sunt încântați că pot ajuta comunitatea și că aduc un zâmbet pe chipul celor pe care viața i-a încercat greu. De multe ori te apucă plânsetul, te apucă... Deci ai așa sentimentul, totuși cum ar putea să ajutăm mai mult oamenii ăștia? Am considerat că este nevoie de a încuraja și de a ajuta astfel de inițiative, astfel încât am devenit sponsor. Sponsorizăm în fiecare lună o sumă de bani folosite pentru cumpărarea alimentelor și ne bucurăm că putem face un gest bun, un gest frumos pentru cei care au nevoie de această masă caldă. Sunt voluntar în cadrul asociației cam de aproape 2 ani. Am venit aici la îndemnul profesorului meu, George Jiglău, și nu știu, îmi face plăcere. Am gătit anul trecut la cantina primăriei prima dată. Urmă s-a evit și a doua oară și încetul cu încetul am ajuns să fim și sponsori dacă știm că banii sunt folosiți corect. Investiția în dotarea noii cantine se ridică la peste 45.000 de euro, suma fiind suportată din donații și sponsorizări. Asociația O Masă Caldă a fost înființată în urmă cu 5 ani. La început se serveau 50 de porții în fiecare zi de joi. Acum însă, odată mutată în casă nouă, asociația va oferi hrană caldă în fiecare zi. Alături de mine în platou pentru a afla cum a crescut acest proiect caritabil este Raimonda Boian, președinta Asociației O Masă Caldă. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! A crescut acest proiect de acum 5 ani? În 5 ani a crescut binișor, chiar bine, de fapt, de la 50 de porții la 900 de porții săptămânal și de acum, numai la Cluj, 1250 de porții săptămânal. Raimonda, cum ați reușit voi să mobilizați atâția oameni să vină să fie voluntari, să pregătească mâncare pentru cei care au nevoie? Copii, pentru că vorbim despre copii din centre, vorbim despre persoane care au o situație materială precară, vorbim despre oameni care au nevoie de suport. Nu știu dacă am neapărat un răspuns, dar uite, de exemplu, zilele trecute am auzit la o reclamă la televizor în care zicea că un om, timp de 2 ani din viață, își petrece gândindu-se la mâncare și 3 ani jumate își petrece făcând ceva în acest sens. Până la urmă, a găti este o activitate relaxantă. Nu trebuie să fii expert în arta gătitului ca să poți să tai legume. Mai și ales să când se întâmplă în gașcă, comun, să în spunem gașcă. Așa. Exact. Și am sentimentul că la Cluj există și așa o dorință de a fi parte dintr-un proiect frumos. Și atunci cred că asta a atras lumea spre noi și nu numai voluntari, a atras și donatori. Pentru că avem mulți donatori cu sume foarte mici, dar care pe noi ne ajută în puțin condiții în care... Puțin câte puțin se adună. Cheltuim
puțin pe ingredientele pe care le cumpărăm, pentru că totdeauna avem grijă să cumpărăm astfel încât să nu facem exces, dar fără să facem rabat de la ceea ce oferim în caserola de mâncare, respectiv carne, legume și carbohidrați. E destul de greu e să găsești o rețetă a succesului. Pentru că suntem un contra cronometru, oamenii n-au timp. Cum își fac oamenii timp? Își fac pentru că, uite, o altă variantă și are succes este team building-ul. Și sunt tot mai multe firme care aleg să-și facă team building-ul la noi. Își formează echipe de 5-6 persoane, așa cum am recomandat noi, și trimit o dată pe săptămână sau o săptămână în fiecare zi o altă echipă. Și sunt parte din comunitate. Întorc ceva comunități. În același timp semnăm și un contract de sponsorizare și ne oferă și bani pentru ingredientele pe care le cumpărăm atunci când vin voluntarii lor la noi. Voi ați găsit oare cum o rețetă a succesului, exact. Ați reușit. Dar să... Dar astea toate au venit așa din... De, cumva normal și firesc pe măsură ce am avansat. Când am început eu la... când am intrat eu în proiect în 2014, am început cu 4 echipe de prieteni pe care mi le-am format fiecare echipă o dată pe lună. Prima săptămână, a doua, a treia și a patra. După o jumătate de an au început să vină tot mai mult. Să mai fie nevoie de formarea altor echipe. Exact. Și am făcut alte echipe. Așa. După un an, prietenii mei îmi băteau brazul. Hei, pe noi nu ne mai chemi. Ai avut nevoie de noi, acum nu mai... Ai pus pe roate povestea exact. Acum? Până când în primăvară am ajuns la situația la care aveam înscriși voluntari până în februarie 2019. Și deja era un pic că am simțit că am ajuns la ne-am plafonat. Am crescut, ok, ce facem? Că deja lumea vrea, noi atât putem, pentru că suntem în spații pe care le pun la dispoziție autoritățile publice, centrele, n-avem unde să și ne... Și iată că a venit pasul următor, exact. În spațiul al vostru. Exact, asta a venit cumva firesc și având și deschidere din partea autorităților publice, primăria, prin domnul primar, a fost deschis la... dorința noastră de a ne dezvolta și am primit acest spațiu pe care timp de 6 luni l-am amenajat de la zero în bucătăria comunitară O Masă Caldă. Tot voi voluntari alături de... Absolut. Exact. Cei și care din, au dorit să dea de ajutor. Resursele financiare au fost cele pe care le-am primit și le-am, pentru că am cheltuit conștiincios și cu simț de răspundere, banii s-au adunat în cont și atunci am avut de unde să plătim tot ceea ce înseamnă echipament și amenajarea bucătăriei. Ceea ce nu e puțin, pentru că să amenajeze o bucătărie profesională e nevoie de bani. Și voi ați reușit. Era important și este important să oferim voluntarilor un loc plăcut. Pentru că dacă tot își petrec 3 ore din viața alături de noi, să le petreacă frumos. Și să aibă tot ce au nevoie, în același timp să respectăm și tot ce înseamnă legislație din acest punct de vedere, pentru că vorbim de un domeniu mai sensibil alimentație publică. Voluntari sunt, casă nouă aveți cu investiție frumoasă de peste 45.000 de euro, e nevoie de bănuți în continuare pentru preparate. Exact, de aici începe o altă provocare pentru mine. Cheltuielile de rutină. Exact. Pentru că dacă până acum n-am fost puși în situația de a face campanii de strângere de fonduri, de a apela la sponsori și la donatori. Înainte găteați o zi pe săptămână, exact, vorbim de mai multe zile pe săptămână, crescut, o săptămână întreagă. Exact. Deja suntem în situația în care trebuie să fim deschiși la a face campanii de strângere de fonduri și de a ne face cunoscut bucătăria și activitatea pe care o facem și pe care o desfășurăm, astfel încât să atragem alături de noi parteneriate, pentru că nu vrem neapărat sponsori cu bani, care să ne dea bani. Ne convin foarte mult parteneriatele. Pe de altă parte, nici nu vrem să primim pe gratis. Nu, ne descurcăm așa cum putem, dar dacă putem încheia parteneriate care să ne permită să cumpărăm la un preț mai mic decât cel pe care îl găsim în hipermarketuri sau în
cash and carry-uri. Nouă ne este mult mai comod, astfel încât să putem respecta și acel principiu stabilit la 1 iunie 2013 de Cosmina Paul II porția de mâncare, pentru că, care pentru mine este sfânt. Rămâne regulă de bază. Este o regulă pe cine care vreau să o respect. Cine sunt beneficiarii? Pentru că e important să știe cei care ne urmăresc acum, pentru cine gătiți voi în fiecare zi. Noi suntem cei care asigurăm o masă caldă persoanelor fără adăpost sau persoane care sunt cu venituri mici sau care sunt în afara asistenței sociale pe care o oferă comunitatea prin administrația publică locală, dar nu facem anchete sociale, nu facem liste. Cei care vin în piața muzeului la ora 3 se așează frumos la rând, primesc o caserolă de mâncare. Asta este un grup țintă căruia ne adresăm. Apoi gătim pentru rezidenții centrelor de urgență ale primăriei, centrul social de urgență și centrul de găzduire temporară, acolo unde sunt duși cei care rămân fără locuințe, sunt cei ridicați iarna de pe stradă și duși acolo pentru perioada de îngheț și așa mai departe. Iar al treilea grup țintă este cel reprezentat de copii înscriși în centre de zi. De tip after, și ei beneficiază de servicii after school, puse la dispoziție de alte ONG-uri și preferăm să-i ajutăm noi cu partea de masă și ei să-și păstreze bănuții puțin pe care îi obțin pentru din sponsorile lor și să-și poată angaja, să-și poată plăti specialiștii care să le ofere acestor copii acele servicii after school de care au nevoie, pentru că ei sunt copiii din ultima bancă. Sunt copii cu care profesoarea, învățătoarea nu stă să le explice. Și atunci la aceste centre ei beneficiază de acel ajutor la teme, acel ajutor din partea... Și un pachetel de mâncare, exact, pentru plus că mâncarea pe care nevoie. Noi o asigurăm de acum zilnic. Bun. Unde vă vedeți voi peste câțiva ani? Au trecut 5, a crescut povestea, a crescut frumos. Ați ajuns în casă nouă, planurile sunt deja de altă natură. Aș vrea să-mi spui cum vă vedeți voi așa în timp. Mai, să știi că eu vorbesc în acest moment despre Cluj-Napoca, în mod deosebit, dar ceea ce am făcut noi la Cluj-Napoca se pregătește să facă satul mare la satul mare. Deci au preluat modelul. Și ei vorbesc de această desprindere de spațiile altor organizații și de trecerea pe cont propriu, cum ar veni. Practic, peste 5 ani s-ar putea să fie mai multe bucătării comunitare, o masă caldă, în mai multe orașe. Totul depinde de coordonatorii din acele orașe și de vă comunitățile lor. Încearcă să vă preia modelul, să primească sfatul din partea voastră. Cum ați reușit voi să creșteți în 5 ani atât de mult? Avem și astfel de mesaje prin care suntem rugați să dăm din know-how-ul nostru deja dobândit. Din experiență să împărtășiți. Exact. Bun. Așa ca de final de discuție, se apropie sărbătorile. E perioada de iarnă, vorbeam noi de persoane care nu au adăpost, persoane care trebuie să facă față frigului. Ce le spunem noi telespectatorilor care ne urmăresc așa ca un cuvânt de final? Uite, dacă tot ne gândim la două ore, ne gândim la mâncare, doi ani ne gândim la mâncare, acum pe final de an, fără nicio... dacă doresc să... fie parte din proiectul nostru și să contribuie cu o masă caldă. Noi așteptăm alături de noi, fără nicio problemă, pe www.omasacaldă.ro. Sunt toate detaliile în care putem fi ajutați sau ca voluntari sau ca donații, sponsorizări și e cu siguranță cu 2 lei noi facem o porție de hrană. Cu 2 lei ați făcut timp de 5 ani minuni. Exact. S-au întâmplat lucruri frumoase. Raimunda, îți mulțumim pentru prezență, succes și în continuare în casa nouă. Să fie cât mai mulți oameni alături de voi, pentru că este un proiect interesant și frumos. Mulțumim și te mai așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii. Încheiem ediția din această seară. Rămâneți alături de TVR Cluj. O seară liniștită vă doresc.